redus la tăcere de Federația Română de Rugby după declarațiile din urmă cu 8 luni de la semifinala cu scandal, jucată cu farul, Granger Hackel va putea lua loc din nou pe bancă începând de sâmbătă. Timișoara Saracens întâlnește Dinamo în deplasare în noua competiție Cupa Regelui, meci în care va fi lipsită de aportul celor 8 jucători selecționați la prima reprezentativă a stejarilor. Bănățenii îl vor avea din nou la dispoziție pe banca tehnică pe principalul Granger Hackel, după ce suspendarea sa a expirat în cursul săptămânii. Este foarte frumos să pot fi înapoi la cârma echipei și să am ocazia să-mi îndeplinesc atribuțiile. Vreau să o fac 100% și privesc cu entuziasm acest prim meci la Dinamo, important din două motive. Primul, pentru că jucătorii noștri au din nou ocazia să evolueze după o așteptare de 3 săptămâni, iar al doilea, pentru că nu am fost mulțumit cu performanța noastră la ultimul meci, tot în deplasare și tot la Dinamo, așa că vrem una mai bună. N-a fost însă deloc ușor în pregătirile din ultimele 2 săptămâni, căci am avut 15 jucători plecați la loturi și este cam dificil în asemenea condiții, dar îi avem înapoi de azi pe unii dintre ei, a declarat Granger Hackel. Neozeelandezul va putea miza pe Vlăduț Zaharie Ionuț Mureșan, reveniți de la Naționala de Rugby în 7, cu care au pierdut jocurile de la Grand Prix Series, dar și cei care au fost convocați la nou formata națională A. E vorba de Cipari, Chinichinilau, Căpățână, Gorcioaia și Lazăr. Ne străduim să jucăm cât de bine putem și să fim primul club care să ridice trofeul noii cupe a regelui, dar mai mult până atunci și trebuie să lăsăm momentan deoparte și Superliga, căci trebuie să câștigăm mai întâi la Dinamo, să jucăm bine și apoi să ne pregătim pentru jocul cu CSM Olimpia în 2 săptămâni. N-avem prea mulți componenți și Dumitru e out pentru întregul sezon. Dar, în schimb, despre Lemnaru avem vești bune din Franța. El și-a reînceput pregătirile cu echipa și să vedem cum va progresa în antrenamente în următoarele 2-4 săptămâni, iar apoi îl vom include în lot în viitorul apropiat, a precizat Hackel. De revenirea tehnicianului se bucură și Sosen Anesi, care a fost practic interimar în această perioadă. Sper de acum să joc ceva mai mult, dar nu aceasta e prioritatea. Ce este foarte bine că avem din nou un full coach și mă bucur că a revenit Granger. Acum sunt coach 2. Acesta este rolul meu principal la echipă, dar da, voi fi bucuros să reintru, însă rolul major ce îl am atribuit este să am grijă de cei din liniile dinapoi ca prioritate, a spus și Sosen Anesi. Vicepreședintele clubului Dușan Filipaș a lăudat și el performanța fostului All Black. Lui Vasi, de asemenea, sunt convins că Vasi va fi un adevărat capitan pentru această competiție. Am încredere în el și sunt convins că experiența lui și dorința de a demonstra că, nu de a demonstra, a demonstrat că este cel mai bun flanker din România, se va vedea și în, se va vedea și în, acest, în această cupă. Al doilea subiect, după cum bine știți, debutează Cupa Regelui, o competiție care se află sub înaltul patronaj al Casei Regale și al Regelui Mihai I al României. O competiție interesantă din punctul meu de vedere. Se va desfășura pe grupe, suntem în grupă cu CSM București și cu Dinamo București, urmând ca din faza grupelor să se treacă la semifinale și finală. Finala va fi pe 5 septembrie la București, pe Arcul de Triumf. Obiectivul pentru această competiție este unul singur, victoria și adjudecarea primei cupe a regelui. Partida Dinamo București-Timișoara Saracens se dispută sâmbătă de la ora 11, în prima etapă a Cupei Regelui. Bănățenii stau în runda a doua, apoi în a treia vor întâlni CSM București, cealaltă adversară din faza grupelor pe teren propriu în 27 iunie. Timișorenii nu au efectuat încă nicio achiziție pentru Liga 1, dar continuă să-și asigure serviciile jucătorilor actuali doriți în lot de Dan Alexa. După Scutaru a venit azi rândul lui Cristian Melinte și Claudiu Belu să-și pună semnătura pe noile contracte cu ACS Poli. Astfel, bănățenii au o linie defensivă completă pentru duelurile de prima scenă.
Fundașul stânga, George Neagu, a fost primul care a fost rezolvat de Bănățeni pentru a rămâne la echipă, alături de Pedor Henrique, dintre jucătorii ale căror înțelegeri expirau. Stopărul Cristi Scutaru și-a dat acordul de a fi încă un sezon de Liga I în echipa de la Timișoara. Acesta a fost urmat de colegul de linie, Cristian Melinte, care trebuia să accepte o prelungire după cele 6 luni inițiale. De asemenea, deși mai avea contract un an de zile, fundașul dreapta Claudiu Belu și-a dat acordul pe un sezon suplimentar. Astfel, el va fi pe Dan Păltinișanu până în vara lui 2017. În discuții se află și Luchin, care poate fi lăsat liber de Steaua. Printre cei aflați la final de contract se mai numără și mijlocașii Ovidiu Petre și Poparadu. Naționala masculină de handbal a României nu a întâmpinat niciun fel de probleme în preliminariile pentru campionatul european din 2018. Tricolorii, cu 2 jucători de la ocupanta locului 9 din Liga Națională, CH Poli, au câștigat partida împotriva Italiei disputată la Conversano, cu scorul de 28-22, după ce la pauză diferența era de 3 goluri, 13-10. Cristian Fenici și Demis Grigoraș au fost cei 2 jucători de la Alb-Violeți care au îmbrăcat tricoul Naționalei României. Ambii timișoreni au făcut parte din 7-le de start al României și, la fel ca la echipa de club, interul drept Demis Grigoraș a fost înlocuit pe faza de apărare cu Fotache. Partida retur va avea loc în data de 14 iunie de la ora 17 la Reșița. La sediul FRF a avut loc tragerea la sorți pentru duelurile de la baraj. Campioana Timișului, ASU Politehnica, va avea parte de un adversar abordabil în vederea dublei manșe pentru promovarea în Liga a III-a. Va întâlni câștigătoarea din Caraș-Severin, Voința Lupac. Campioana județului Arad, Progresul Pecica, va da piept cu campioana județului Alba, CS Performanța Igiu. Performanța Igiu a câștigat de numai puțin de 3 ori campionatul Ligii a 4-a Alba în ultimele 6 sezoane, în 2010, 2011 și acum. Roșgalbenii nu au apucat să respire până acum aerul Ligii a 3-a în 2011, fiind învinsă în barajul de la Deva cu 2-0, chiar de CS Vladimirescu. Primul meci va avea loc la Igiu pe 20 iunie, în timp ce returul se va disputa la Pecica o săptămână mai târziu.